În loc să fie plin cu spații verzi, Bucureștiul arată acum ca un Schweizer. Găurile acestuia sunt de fapt zeci de hectare de spațiu central pe care trebuiau să fie construite mai multe ansambluri rezidențiale. Unele șantiere sunt mai vechi de 20 de ani. Cele mai mari 15 astfel de proiecte imobiliare ocupă un spațiu cumulat de peste 34 de hectare. Toate acestea au o valoare de minimum 500 de milioane de euro, însă din diferite motive lucrările la ele nu au mai continuat. Cel mai mare dintre acestea ocupă singur o treime din suprafața în cauză, chiar în spațiul ultracentral al Bucureștiului. Aici trebuia să fie unul dintre cele mai mari complexuri rezidențiale din capitală. În schimb, după cum puteți vedea, nu este decât un teren gol de aproximativ 11 hectare. Și primul, dar și cel de-al doilea proiect ar fi trebuit dezvoltate prin parteneriate publice-private. Construcția din zona Eroilor are o adevărată poveste în spate, dar pe scurt este... Un șantier care este aici de mai bine de 20 de ani ocupă peste 9 hectare din centrul orașului. Nimeni nu știe însă când această construcție va avea un final. Iar motivul pentru care construcțiile nu au fost finalizate... Sunt în centrul capitalei acolo și probabil că lipsa de finanțare. Nu au fost bani, probabil, să se facă acele construcții și de atunci... S-au sistat. Cert este că aceste proiecte, care trebuiau să devină până acum spații de birouri, mall-uri sau chiar ansambluri de locuit, au șanse mici să fie finalizate în următorii 3 ani.